I. Logica programelor de tip Startup Nation Se dă o următoarea problemă de logică Dacă antreprenorul este cel care își asumă riscul Iar profitul este recompensa riscului Sunt îndreptățiți moral la profit, la dividende A antreprenorii care iau finanțare 100% de la stat Adică de la contribuabili Prin Startup Nation O a doua problemă de logică Programele de sprijinire a antreprenoriatului se fac cu bani prelevați obligatoriu prin taxe de la contribuabili. Deci, nu statul dă, ci contribuabilii și nici unul, nici altul nu sunt acționari în aceste afaceri. Atunci, nu cumva vorbim de un program obligatoriu de redistribuție a resurselor de la contribuabili, la acționarii companiilor care produc sau importă calculatoare, spre exemplu, la stat, la bănci și la alții? Nu era mai bine, mai corect, mai eficient să fie lăsați acești bani în buzunarul celor care îi produc și să îi aloce aceștia cum considerau de cuvința? Adică să decidă piața? Tot în economie, implicit inclusiv și la stat, se reîntorceau. Dar prin această redistribuție, nu cumva se prejudicează pe lângă cel de la care se prelevează banii? Companiile și oamenii cărora piața le-ar fi alocat respectivele resurse în mod natural. Iar dacă, practic, piața alocă cel mai eficient resursa, nu înseamnă că programe de tip Startup Nation sunt doar programe de subvenționare a ineficienței tuturor părților implicate, inclusiv a antreprenorilor. Ultima problemă de logică. Se afirmă că, prin aceste programe, dacă se alocă că către 10.000 de firme obligate să aibă câte 2 angajați, se creează 20.000 de locuri de muncă, ca exemplu. De unde se iau acești 20.000 de angajați? Doar dintre cei aflați în șomaj? Sau cu precădere de la alte firme? Păi atunci cum se creează nou loc de muncă? Statistic, peste 80% din firme dispar în primii 3 ani. Iar la firmele născute cu forcepsul prin această subvenție, procentul în mod normal va fi și mai mare ce se va întâmpla de-a lungul acestor trei ani cu noile locuri de muncă create. Nu cumva doar ai deviat economia și oamenii de la cursul lor cu această vremelnică tentație? Există calcule economice realiste privind randamentul investițional, chiar și pentru stat, al acestor sute de milioane de euro cheltuite? Mie nu mi-au dat pe plus. În final, avem o axiomă cu care cred că toată lumea este de acord. Statul este cel mai prost administrator. Implicit putem avea și o temă de meditație. Este înțelept să putem, ca societate, să punem cât mai multe resurse la dispoziția celui mai prost administrator? Căci iată ce face cu ele. Sunt Octavian Bădescu, economist și antreprenor și vă invit să vizitați pagina wwwbădescu.ro.